ploaie torențială. În gara de nord nu se aude nimic. Pe peron dacă aștept să te plouă. La panou dacă te uiți nu scrie nimic unde ajunge, de exemplu, trenul de Galax, care are întârziere de 10 minute. Au trecut deja 15 și nu scrie unde ajunge, la care platformă, la care linie. Ca să vedeți cum te poate încurca administrația gării de nord, CFR. Gata, nici nu mai apare Galațul acolo. Am tot umblat de la o linie la alta, n-a scris unde vine. Și acum trebuie să ghicesc, văd că șuvoiul ăsta de oameni e de la un tren proaspăt sosit în gară, dar nu scrie nicăieri de unde vine. Care-i trenul de Galați? Poate că au spus la difuzor, dar nu se înțelege, nu se aude nimic din cauza ploii. Iată-l. Probabil e la linia 3. Trenul de Galați? Nu, Rumani, nu. Nici măcar nu ai cu cine vorbi. Nu scrie nimic acolo. De la Galați vine? De la Galați vine trenul ăsta? Nu, care e? Pe geata aia? Nu, ăsta. Nu știți? Nu știu. Așa și n-am aflat unde a venit trenul de Galați, vă dați seama? Din cauza ploii și a irresponsabilității celor din gara de nord. Dacă aș fi vrut să întâmpin pe cineva anume, n-aș fi știut unde, cum să găsesc omul. Dacă vrei să te rătăcești, să amețești, să fii derutat, vină la gara de nord. Despre asta ar trebui să fie reportajele TV și filmele. Despre băltoacă. De rută. Dispreț pentru călători. Inclusiv pentru refugiați care sărace nici nu știu limba, nici prima dată în gara asta, nu știu ce și cum funcționează. A, uite, Galați scrie 25 de minute deja întârziere, până acum nu scria. Cum scrie și nu scrie linia. Încă nu scrie. Dar 25 de minute, a, încă n-au trecut, ar mai fi vreo 10. Bine, îl așteptăm. Între timp s-a oprit și ploaia. Sau oricum s-a mai slăbit. Dacă nu inundă gara până atunci, așteptăm trenul de Galați. Și umblăm de la o linie la alta și încercăm să ghicim unde o să vină.